Așa cum stăm, am vrea să ne uităm împreună un pic la Psalmul 133, să vedem ce ne spune nouă într-o zi ca aceasta de bucurie, de biruință, o zi de părtășie în prezența Domnului. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roua Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Iubiții mei, frați și surori, sunt fericit și mă simt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră la această ocazie de bucurie care se repetă cel puțin anual în Austria și doresc din toată inima să vă aduc cu dragoste salutul fraților de acasă, un salut plin de căldură. Cu toate că atunci când am plecat de acasă era minus 10 grade și pomii erau încărcați de chiciură și era zăpadă peste tot, încoace am găsit atâta căldură și am găsit o toamnă așa de aurie și așa de frumoasă. Totuși, frații, cu toată dragostea, cu toată căldura dragostei, vă trimit har, pace și binecuvântare celor care doriți să trăiți curat cu Domnul. Amin. În mod cu totul special, Biserica din Ipotești, pe care o păstorez, vă salută cu Romani, capitolul 15, cu versetul 13. Și acolo Domnul spune așa: Dumnezeul dragostei se vă umple de toată bucuria și pacea care o dă credința, ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Vă mai aduc salutări de la frații voștri din diaspora, din Atena, Grecia. Am avut ocazia și eu să mă bucur cu ei câteva zile și să predic la Atena din Fapte, capitolul 17. Adică predica Apostolului Pavel de la Atena. Am văzut locuri sfinte și frumoase, dar cel mai minunat a fost pentru mine faptul că aproape 500 de tineri români, printre ei erau doar vreo 4 sau 5 mai bătrâni ca mine, restul erau tineri, toți stau ilegal în America, în Atena, deci în Grecia, n-au niciunul viză sau drept de lucru. În fiecare clipă cineva poate să le pună mâna pe umăr și să-i întrebe ce face aici și să-i bage într-o dubă și apoi să-i dea jos la granița cu Bulgaria. Dar în fiecare seară toți au venit într-o clădire la etajul 6 și ne-am bucurat în prezența lui Dumnezeu. Din partea lor vă aduc sfinte și dragi salutări. Amin. Apoi aș vrea să ne uităm un pic în cuvântul acesta. Nu vreau să iau timpul din dimineața aceasta, care este rezervat pentru fratele Petrică, colaborator și prieten drag, cu care facem o echipă bună în evanghelizări. Dar aș vrea să vă gândiți bine ce minunat și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Unii dintre noi vor să-și găsească o locuință cât mai departe de alți pocăiți. Și gândim total diferit de felul cum a gândit psalmistul când a spus: nu, este bine ca frații să locuiască împreună. Și când se gândește la asta, psalmistul se gândește și spune așa: când mă uit la ungerea marelui preot și când văd cum se toarnă din cornul cu un de lemn, și când văd barba marelui preot care nu era tăiată, rotunjită, nu era modelată în niciun fel, era lăsată să crească natural. Când văd cum îi curge un de lemnul acela pe ochi și cum se ung pur și simplu toți perii din barbă și apoi picură un de lemnul acela pe veșminte până pe marginea veșmintelor și este uns de sus și până jos de un de lemnul binecuvântării lui Dumnezeu. Așa îmi imaginez că este binecuvântat un popor care stă unul lângă altul și sunt în unitate sfântă împreună. Apoi spunea psalmistul: mă uit la munții Sionului și văd că toți sunt lipsiți la un moment dat de vegetație. Dar în momentul când bate vântul din nord, de pe muntele Hermonului, care e singur cu vegetație, de acolo din unde izvorăște Iordanul, de la munte la munte trece de pe unul pe altul o boare minunată care împrospătează, care înviorează, și roa Hermonului trece de pe munte pe munte până la ultimul și toți munții Sionului se înverzesc.
Dacă ar fi despărțiți unul de altul și ar bate vânturi dinspre Marea Mediterană, vânturile alea sărace ar aduce numai sterpiciuni. Dar dacă ar bate vânturile dinspre pustie, dinspre răsărit, din nou ar fi sterpiciune. Dar când sunt uniți împreună și când bate vântul pe lungimea lor, de la muntele Hermonului, unul după altul, toți se înverzesc. Fraților, ne atrofiem și ne uscăm și ne înstrăinăm și ne depersonalizăm și ne desfocăim și descreștinăm. Dacă suntem izolați și trăim în singurătate și trăim în bigotismul nostru și în pătrățica noastră și nu vrem să luăm legătură cu frații. Dar în momentul când ne adunăm la oaltă, ne înfărbântăm unul de la altul. Și vreau să vă spun, am venit aici nu numai să dau altora să se adapte. Am venit eu personal să mă adapt. Și aș vrea să am această sete să pot primi cât stau aici. Și să mă pot întoarce acasă pentru că începe pentru noi o perioadă de iarnă, de evangelizare. Trebuie să trec munții de 20, poate de 25 de ori iarna asta spre Ardeal sau spre Banat sau spre alte părți. Dar vreau să mă încarc pentru că toată vara parcă m-au uscat un pic. Și acum au început acasă evangelizările și au început rugăciunile pentru evangelizări de iarnă și avem nevoie de putere. Și am venit să ne adăpăm. Dacă îl întreb pe un bețiv ceva din Biblie, nu știu cât va ști de mult din Biblie, dar textul cu nunta din Cana Galilei, el îl știe. Pentru că acolo e vorba de o minune care e pentru el, pentru sufletul lui, veșnic, neadăpat și nesătur. Pentru că e beție. Doamne, cuvântul lui Dumnezeu spune că beția devine de străbălare. Dar plinătatea de Duh este voia ta pentru noi. Că ai venit ca oile tale să aibă apă și să o aibă din belșug. A venit să ne dea viață și să ne dea din belșug. Dar nu poate să existe viață fără apă. Și cuvântul ăsta lui Dumnezeu vine să ne adapte în aceste zile. Haideți să ne deschidem mintea și inima pentru cuvânt. Ca să scurtez salutul ăsta, mai am o povară pe care o port pe inima mea din partea celor de acasă, dar cred că în întâlnirile următoare voi avea timp să vă aduc la cunoștință. Până atunci însă, Doamne, binecuvintează pe fratele Petrică, binecuvântă sufletele noastre, revarsă-te peste noi, Doamne, și adapă-ne pe toți. Aleluia. Amin. Domnul să te binecuvânteze.